Bună ziua, dragă audiență, și bine ați revenit! Suntem într-un loc mai diferit față de cum v-am obișnuit până acum, pentru că ne place ce am găsit aici. Suntem în Valea Cascadelor, la târgul de amintiri, târgul de obiecte asemănătoare cu ceea ce avem aici. Să zicem antichități. Aici puteți găsi multe lucruri frumoase și l-am găsit și pe domnul Lucian Barbu. Târgul se numește Bazarul cu Amintiri. Așa. Bazarul cu Amintiri, care multor oameni le amintesc de trecut, de tot felul de lucruri vechi, de tot felul de pasiune ale oamenilor. Sunt oameni fiecare om are câte o pasiune. Vino un pic mai în față ca să treacă și domnul prin spatele tău, mulțumim. Noi am venit la spartul târgului, cum s-ar spune, tocmai ca să nu intre foarte multă lume în cadru, pentru că am fost de multe ori și pe timpul zilei. Îmi place să mă plimb și să văd obiecte care mi-amintesc de copilăria mea și este foarte aglomerat. Tocmai de aceea am ales această oră, ora 2, ca să stăm de vorbă mai relaxați cu domnul Lucian. Am aflat despre pasiunea dumneavoastră că recondiționați scule. Meseria este alta, dar asta este o pasiune. Da, eu am altă meserie, dar pasiunea mea sunt sculele și uneltele vechi. O pasiune care îmi vine de la tatăl meu, de la bunicul meu, din familie, care au lucrat, au lucrat în lemn, au lucrat în fabricile comuniste, în metal, și am trăit cu sculele astea în casă. Nu cu aceste scule, cu o parte din ele. Tot ce vedeți aici sunt scule pe care eu le-am strâns de-a lungul timpului, în ultimii 10, 15 ani, 20 de ani, duc prin târguri de vechituri, duc prin străinătate aduse de oameni, în donații ale unor oameni care, în principiu, marea majoritate au fost ruginite. Eu le-am recondiționat, le-am păstrat patina, periodic le dăm cu ceară, le ungem, le întreținem. Ca o expoziție, este pasiunea mea. Unele nu se vând, altele se vând că să mai cumpărăm altceva, alte scule se fac schimburi, trocuri, cum se spune popular. Luăm unele, vindem altele, între pasionați și între colecționari. Iar pe lângă asta eu am marea plăcere ca oamenii care încalcă pragul, mulți vin și cu copii și invit să vină, să le spun istoria acestor scule, că cu aceste scule s-a construit lumea de azi. Vrem să ne arătăm, să ne arătați și nouă și să ne prezentați sculele pe care le aveți aici. Sunt multe scule de fierărie, am scule de cizmărie, scule de pielărie, scule de lemn. Începem cu cele de aici, că sunt mai aproape. Da, uite, de exemplu, ce face asta? Asta este o bormașină manuală, undeva anii 50-60, pe vremea când nu apăruseră cele electrice. Pot să spun că este străbunicul lui Makita și al lui Bosch. Ok. Aici avem... Din ce perioadă e? Undeva probabil anii 40, 50, poate și mai jos. Astea sunt niște coarbe manuale, sunt secolul XIX. După modelul care, după forma lemnului, după modelul care sunt undeva sfârșit de secolul XIX. 1870, 1880, până la 1900. Cu asta se dădeau găuri în lemn. Cu burghie se schimbau drepte, omul dădea găuri în lemn și își făcea la mobilier, la așa. Și văd că aveți pe mai multe dimensiuni. Da, aici sunt mai multe dimensiuni. Astea sunt undeva puțin mai recente, undeva anii 40, anii 50. Tot așa, prin rotire să dădeau găurile și lucrau în tâmplărie. Asta este un firez, un mini fierăstrău, tot așa, de lucruri fine, la mecanică fină se folosea. Asta le știu, aveți niște pile foarte fine. Sunt niște pile de mecanică fină, se pot folosi în bijuterie, în lucruri fine. Sunt niște pile foarte fine pentru metal. Da. Iar aceasta? Acestea sunt niște burghie care existau unele și în anii 70-80, mai noi, la trusele de traforaj. Așa? Iar și unele mai vechi, cu alamă, undeva anii 40, 30, depinde de model. Asta e o cheie. Astea sunt niște cheie nemțești, din Germania Democrată, proveneau probabil de la truse de motociclete. Erau mici, aveai pe partea asta toate măsurile, aveai un 14, 17, 13, tot ce... Iar aici le puteai adapta. Am pe partea aceasta, dacă văd, niște cheie americane început de secol 20, unele sunt sfârșit de 19, început de 20. Modelul ăsta a fost prima dată cheie făcute în America. După care, după astea s-au inspirat francezi și au devenit cheile franceze care le știm noi în ziua de astăzi. Sunt niște modele mai deosebite. Tot felul de modele, tot felul de lucruri. Marea majoritate erau lucrate pe forje, manual. Nu existau fabrici sau nu era industrializarea. Ateliere personale care fiecare baș pe oră spunea unii ștanță, alții n-aveau ștanțe. Și oțelul era deosebit, oțelul erau făcute cu garanție pe viață. Aici avem niște chei curbate. În principiu se foloseau la al doilea război mondial chei de tancuri, de șenile. Okay. Între șenile strângeau șuruburile, erau curbate, se băgau pe chei militare. Și avem și niște pompițe de ulei, da. Spezii al presol, nemțești, în al doilea război mondial tot așa. Pentru tancuri, se ungeau, se băgau să facă ungeri. Am aici o unealtă pentru copitele de cai, de curăța copitele la cai. N-am văzut niciodată unealta asta. Tot așa, e început de sfârșit de 19, început de 20, după lucrătură, după oțel. Avem aici niște chei, niște clești multifuncționali. Sârmă, ciocan, aici era pentru ciocan, aici era de dat găuri, aici era pentru... E posibil să fi fost la truse militare. Okay. Tot așa, perioada anilor 30-40. O cheie tot așa americană, răsucită, lucrată manual. Așa lucrau pe vremea, așa și imagineau oamenii, așa era nituit, adică erau făcute să țină o viață, nu se stricau. Aici am niște obiecte de bijuterie, două menghini de bijutier, nicovale pentru bijutier, pentru mecanică fină. Cam din ce perioadă ar fi? Asta nu se pot chiar estima așa. Okay, okay. Sunt din bronz, sunt din metal, pot fi făcute și înainte de al doilea război și după. Nu prea pot să estimez pentru că n-au date, pentru că e frumusețea obiectului. Pot să le estimez după oțel, după lucrătură. Am niște dălți aici de lemn Peugeot Frere. Frații Peugeot, înainte să facă mașini, au făcut scule și unelte. Sunt ștanțate, Peugeot Frere, mai multe embleme, începând cu 1860, 1870, până la 1900, chiar și început de secolul 20. S-au găsit undeva între 100 și 150 de ani, oțel carbon, adică altă garanție, altă calitate. Altă calitate. Mai avem aici nicovale, mai avem sule de pielărie, care prin filetare se schimbă, sunt niște sule vechi din lemn pentru pielărie, niște scoabe de scos cuiele de pielărie, niște mini cheițe. Acesta este un rigid american, măsura mică au fost mai rare măsurile mici, în general măsuri mai mari, sunt mai răruțe. Pentru mecanică fină, piese mai rar de găsite. Am o farfecă de croitorie măsură mare, 30-35 de centimetri lungime. E perioada interbelică, început de anii 20. Sunt lucrate manual pe forje, sunt bătute. Taie perfectă stare și în ziua de azi, și în față, și în vârf. Se și aude, parcă sunetul te face să-ți dai seama că taie foarte bine. Da. Aici am un foarte frumos clește cu model de dragon, un clește de ceapraz, secolul XIX. Ceapraz înseamnă că oamenii îndreptau, făceau unghiul la dinții de la fierăstrău. Fierăstraile pe vremea aia erau cu lamă făcută pe viață. Nu se schimbau lamele ca în ziua de azi. Erau lame din oțel pe viață și doar îi făceai unghiul la fierăstrău. Dinții să taie mai subțire, mai gros, frumos ornat, un model secolul XIX. Aici avem două cheițe englezești, modele englezesc, pentru trusele de biciclete, anii 20 până în anii 40. Aici era pentru spițe, strângeai spițele, se făceau la biciclete manual. Făceai spița, o tăiai la dimensiune, după aia o făceai filet, după care o strângeai. Okay. Se lucra manual. Aici tot așa, o cheie reglabilă americană, secolul XIX, un Buffalo Barcalo. Niște piese mai rare. Scule care, între timp, problema a fost că Omenirea a trecut prin două războaie mondiale, un război de independență. Multe din scule s-au dat la colecte de fier vechi, s-au distrus pentru muniție, pentru asta, și din cauza asta multe s-au pierdut. Da, bine că există oameni ca dumneavoastră, în cazul ăsta se mai salvează. Aici am niște clești de preducea, care se dădeau în pielărie, dai gaură în pielărie, lucrai să dai gaură, să faci în pielărie. Niște mini cheițe, tot așa se foloseau, mecanică fină, niște bebeluși ai cheițelor, cum se spune, franceze, niște chei franceze, niște bebeluși. Drăguțe. O frumoasă colecție de tirbușoane, de capace de desfăcut, desfăcătoare de capace. Am niște menghine de bijutier. Se foloseau în bijutieri, la bijutieri, pentru fir de aur, fir de argint. Depinde de ce lucrau, să prinzi firul, să prinzi obiectele. Sunt de bijutieri niște modele mai răluțe. Aici am un lacăt, care este cea mai veche piesa mea din expoziția mea. Este un lacăt care e sfârșit de secolul 18, început de 19. E în perfectă stare, doar o cheie mai iese, probabil de poartă, probabil de cine știe, da. Mai glumesc câteodată și spun că era un lacăt pentru centura de castitate, când pleca regele la război. Punea lacătul la centura de castitate. Atât de veche. Exact. Tot felul de clești, niște masate de ascuțit cuțitele în capăt acolo. Am aici niște dopuitoare. Anii 20, anii 50, dopurile veneau fierte, se fierbeau, se făceau mici, le puneai în dopuitor, puneai deasupra sticlei și puneai dopul. Dopul, în momentul când atingea de alcool, se umfla. Da. Și așa se dopuiau. Aici am o frumoasă lampă cu carbid. E secolul XIX, este o lampă de speologie, de peșteri. Se punea carbitul, apa sus și în reacție apa cu carbitul, vaporii, vaporii pe care se aprindea, și asta este oglinda care reflecta. Iar acest cârlic se înfigea între piatră sau în cărbune. E la 1900. E ștanțată, Hermann Wolf. Cred că este nemțească și undeva la 1900. Niște mini ciocane de bijutier. Aici asta am o orindea, un Stanley numărul 12, 1869-1875, doar 6 ani s-au făcut. Iar cu ea se lucra numai stând în genunchi. Erau pentru parchet, pentru dușumele în ziua de astăzi. O piesă frumoasă, o piesă într-adevăr mai rară. Aici avem niște cuțitoaie de curățat coaja la copaci. Se folosea în dogărie. Diferite modele pentru butoaie. Acestea sunt niște cuțite. Gustahel, perioada anilor 20-40. Sunt englezești, dar lucrau cu ele emigranții pakistanezi și indieni. Sunt de bucătărie, de tocat. De tocată verdeața, carne, brânzeturi, niște rindele, niște pile, tot felul de ciocane, de modele de ciocane. Acesta este un ciocan de buciardat, se numește. Seamănă cu ciocanul de jnițe, dar de spar piatra. Tot felul de modele, de tablă, de fierărie, de restaurante. Acesta era un ciocan secol XIX. Se făceau în restaurantele de lux din Franța, făceai ceaune și tigăi și din cupru și le băteai. Cu cât era mai gros marginea, cu atât se gătea mai bine. Sunt niște modele mai rare, oțelurile, tot felul de tinichigerie, de scoscuie, de dulgherie, niște ciocane în spate acolo de bătucoasa. Haideți pe partea asta, ca să luăm și din unghiul ăsta. Aici am o toporișcă, e jumătatea secolului XIX, este de minerit. Lera Bot, e belgiană, se spărgeau blocurile de cărbune în mină. Cu asta spărgeau blocurile de cărbune. Aici am un piolet, un târnăcop militar, primul război mondial. Asta e de tranșee. Între războiul de independență și primul război mondial s-au fost folosite militari, după model, după șurubul pe pătrat, cum se făcea în secolul XIX. Este o piesă autentică militară de tranșee. Și tot ceva militar, am două fierăstraie, unul este un model țărănesc, așa, iar acesta, după măsura dinților și asta, posibil să se fi folosit în timpul primului război mondial. Era medical, să spunem așa, răniții mai foloseai la o mână, la un picior. Wow! Wow, dar probabil că a salvat niște vieți. Da, da. Un ciocan de tapițer. Un ciocan de tapițer. Aici avem un piolet. Nu mai aproape de atât. Un piolet de geologie, de geolog. Acolo avem un ciocan mare de fierărie, de pietrărie, o lampă de CFR, de semnalizare în CFR. Cea de acolo. Acea. V-am prezentat marea majoritate a pieselor. Pentru fierul de călcat? Nu? Acela e un suport de fier de călcat, s-a vândut fierul de călcat și așteptăm un frumos fier de călcat pe care să-l punem pe acel suport. Un ciocan de fierărie, niște masaturi de ascuțit cuțitele. Care sunt acestea de aici? Acelea sunt un FDIC nemțesc, perioada anilor 40, 50, erau de ascuțit cuțite de bucătărie. Tot ce vedeți sunt restaurate, sunt istoria sculelor, avem și reclama cu istoria la tarabă. Istorie la tarabă, prezentăm istoria sculelor și a uneltelor, este pasiunea mea. Și având această pasiune, le condiționez, le-am așezat atât de frumos, mi-a dat o idee de a făcut încă un afiș pe care scrie farmacia de unelte, adică sunt curate și frumos aranjate, exact ca la o farmacie, pentru pasionați. Invit pe toată lumea toți oamenii care sunt pasionați de scule și de unelte, îi invităm la noi în târg. Pe lângă mine mai sunt și alți colegi care mai au așa ceva prin târguri, diferite antichități, sunt bineveniți la noi. Vă mulțumim tare mult pentru această prezentare. Sperăm că poate mai ajungem și la ceilalți vecini, colegi de târg, să vă arătăm și alte lucruri interesante ca ale dânsului. Vă mulțumim tare mult și cu mare plăcere, vă urăm toate cele bune. Și vă mai aștept cu mare plăcere.